Ștefan, de ce plânge Andrei? Poftim? Fiul nostru plânge din cauza ta, Ștefan. Nu te mai băga în viața lui. De ce te bagi în viața? Uite ce e. M-am săturat să fiu tras în răspundere eu de toată lumea pentru tot. Gata. Andrei trebuie să se însoare cu Lili. El a încurajat toată povestea asta. El a adus-o aici, în casa noastră și a lui, și a luat anumite obligații pe care trebuie să le ducă la capăt. Obligații? Vorbești de obligații? Cum poți să spui asta? Vorbim despre o căsătorie, înțelege? Nu iubește, nu iubește! Cum poți să încurajezi așa ceva? Cum poți să faci lucrul ăsta? Uite că pot. E vorba de o căsătorie, nu de o iubire la malul mării. M-am săturat să-mi fie numele târât prin toate ziarele și nu numai al meu. Toată familia mea. Gata, trebuie să ne purtăm civilizat. Oh, foarte tare! Mamă, ce mi-a plăcut asta! Oh, Doamne, Doamne, iartă-mă, dar am avut o zi cumplită, chiar aveam nevoie să râd. Numai că eu n-am nevoie de ironiile astea tale. Te rog frumos, știi foarte bine despre ce vorbesc. Am sperat ca familia asta să meargă de la sine, dar uite, se pare că m-am înșelat. Așa? Stau la toate colțurile șacali, așteaptă orice greșeală. Și cine a greșit primul? Eu? Nu. Da, sigur, eu. De câte ori vrei să auzi asta? De parcă n-ar fi de ajuns că fiecare cuvânt pe care mi-l adresezi îmi aduce aminte de asta. Da? Pentru că te comporți ca și când nici nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Pentru că vreau să trecem peste asta, Eva. Gata, vreau să uităm, să mergem mai departe, să fim o familie normală. Vreau să mă întorc în patul nostru. Ești perfect. Ești într-o dispoziție minunată. Faci niște glume excepționale, dar trebuie să le punem pe internet. Un bărbat căsătorit vrea să se întoarcă în pat. Vorbesc serios, Eva. Vreau să fim iarăși o familie normală, adevărată. Noi doi să mergem până la capăt. Și dacă eu nu vreau, dacă eu nu vreau să stau în brațele unui bărbat care vede în căsătoria fiului său o afacere, doar o afacere, ce? Dă bine la ziare așa? Să fii ginere de ambasador. Așa? O să-mi mulțumească până la urmă și el, crede-mă. E o mare șansă pentru el să devine cineva în viață. Da. Ca tine, așa? Și după câțiva ani de căsătorie, să și eu amant. Ca tine. Eva. Eu te-am iubit mult, foarte mult. Și totuși ne-am luat o amantă. Nu cred că pe lumea asta există fericire. Nu că nu cred. Sunt sigur, nu există. Așa? Chiar eu cred, nu sunt sigură. Da, cred că fericirea există pentru cei care o caută. care vor să o caute. Undeva. Unde?